Eu sunt Mihai și în primul rând vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră a Asociației Creștem România împreună și a primăriei Cumpăna de a fi alături de noi în această acțiune de plantare care va avea loc undeva cam la un kilometru de această locație. Acum, în următoarea perioadă, să vă spun câteva lucruri despre ce urmează să facem și despre cum ne vom organiza. Terenul este pregătit. Mulțumim încă o dată celor de la primărie. Au făcut cele demersurile necesare astfel încât să ne ușureze munca. O să ne organizăm. Se poate ajunge cu mașina pe drumul pietruit, dar vom lăsa mașinile pe acest drum pietruit mergând cam 200 de metri pe jos, în stânga. Va fi un forlighter, o mașină care va fi poziționată acolo, spunându-ne că ăsta este punctul terminus, și de acolo vom merge pe jos. În momentul în care vom ajunge la locație, vom lua o unealtă la 3 persoane, fiecare dintre voi are mânuși, și ne vom cupla în grupuri de câte 3. Fiecare grup își va lua un mănânc de puieți și vom face o acțiune foarte simplă. Cineva va ține puietul, vom exemplifica evident la fața locului, dar acum vă spun teoretic pentru că e mai cald și mai plăcut și ne obișnuim unii cu ceilalți fiind împreună. Ne simțim bine? Da! Toată lumea e ok? Da! Este! Avem energie, lucrurile merg bine și o să terminăm mai repede decât ne-am propus, pentru că, repet încă o dată, terenul este pregătit. Revenim, se pune puietul în pământ, vom avea ori cazmale, ori sape, tragem pământul și foarte, foarte important, să tasăm teribil de bine pământul în jurul puietului. Ne intrat astfel încât să nu aibă aer la rădăcină. Dacă are aer la rădăcină, șanile vor trebui să fie îngropate toate însemnând că după ce vom face această acțiune și avem de plantat 5.000 de puieți, asta înseamnă, da, nu vă faceți probleme pentru că durata medie de plantare a unui puiet nu ar trebui să depășească 30 de secunde. Da? Pentru că punem puietul, tragem pământul, tasăm și mergem mai departe. Da? E cineva care e puzzled, e așa descumpănit sau contrariat de faptul că-s 5.000? Să ridici. Nu, toată lumea e fericită, da? Da! Suntem fericiți, corect. Bun, perfect. După ce vom pleca... Sau pe reprezentanții primăriei. Apropo de primărie, Mulțumesc, Mihai! Mulțumesc cu tot sufletul voluntarilor! Veniți acasă la Cumpăna de oriunde din întreaga Românie. Da? Bine ați venit, distinse prieteni, prieteni voluntari care a pus mâna acum pe cafea. Să știți că suntem chiar de la Ceaun. Noi suntem una dintre cele 2861 de comune ale României. Acasă la Cumpăna, suntem la țară, am pregătit și fasole de post, pentru că suntem în Sfântul Post, dar și cu cârnați. Pentru că avem la Cumpăna și abator. Dragii mei, acțiunea pentru care această asociație constituită din oameni minunați este dorită de Cumpăna, pentru că, din păcate, acasă la noi, mai puțin se îngrămădesc cumpănenii să vină să planteze voluntar. De aceea, sunteți un exemplu, că am întrebat, e pentru prima oară această familie la Cumpăna, vin din București. Oare dumneavoastră lăsați Bucureștiul ca să călcați pe pământ aici și să punem puieții de salcăm? Și Brăila, și Galați, și Gorjul, și mai cine? Mehedințiu! Oameni buni, aceasta înseamnă solidaritate, aceasta înseamnă unitate și spunem noi, plantăm în România, plantăm pentru a avea o Românie stabilă, verde, așa cum ne trebuie fiecăruia dintre noi românii, dar mai ales copiilor noștri. Eu atât am avut de spus, suntem alături împreună cu domnul viceprimar, cu colegii mei de la Societatea de Salubrizare, mulțumesc echipă de la Salubrizare, voi sunteți sufletul, cei care ați coordonat și ați ținut legătura permanentă
cu asociația pentru a face, a reveni asociația acasă la Cumpăna. Vă aflați într-una dintre cele trei săli de sport ale Comunei Cumpăna. Pe lângă baza sportivă o să treceți când plecați, atât spunem, campusul școlar este aici în apropiere, deci tot ce facem, facem pentru educație și pentru sănătate. Atât pot să spun eu, pentru că cea mai mare avere a noastră sunt copiii Comunei Cumpăna și tinerii Comunei Cumpăna. Avem nevoie de oameni la dumneavoastră. Ultimele două lucruri. Mai sus de colet. Coletul este acest într-un foc, înseamnă că luăm și acum a venit. Hai mai după aia. Asta e mai bine. Nu cumva de fapt.